Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna Venus ascende în nord în rac, etalare pentru septembrie 2021. Dragii mei, am întârziat pentru că am un pisoiaș bolnăvior, a fost lovit de mașină și are fractură de bazin și cel puțin ultimele două zile a trebuit să stau cu el în continuare lângă mine când vă o să vi-l arăt. Oh. Da, unii spun să nu mai vorbim despre suferință, că intrăm într-o vibrație joasă, dar dacă nu mai vorbim despre suferință, cum ne putem exersa empatia, dragii mei? Nu cumva devenim prea egoiști? O întrebare. Acum, din seria oracolelor ați primit ca și mesaj pentru septembrie leadership. Trebuie să preluați comanda vieții voastre, în primul rând. Aveți eventual doi arhangheli, Mihail și Gabriel, care vă susțin în această nouă direcție. Să zicem nouă, da, zicem nouă pentru că am văzut 10 de spade în timp ce am amestecat, am văzut moartea iar transformare radicală. Am văzut cărți intense în timp ce am amestecat. Și doi de cupe. Doi de cupe poate să fie echilibrarea voastră masculin și feminin, mai ales că aveți doi îngeri, da? în această manifestare autentică și puternică a voastră. Dar poate că pentru unii acest doi de cupe să reprezinte și o colaborare care va, va ajuta și un suflet pereche, să sperăm că e pereche, nu karmic, care va fi alături de voi în această, în această direcție. Interesant pentru că sunt două cărți destul de opuse, dar nu chiar nepotrivite. Aveți și um, expresii creative sau exprimați-vă creativ în această direcție pe care trebuie să o aveți voastră, evident, da? pe care trebuie să o manifestați, da, să fiți conducătorii vieții voastre, un soi de împăratul vostru, împărăteasa voastră, dar să nu uitați să rămâneți creativ, să fiți sensibili să fiți atenți la influențele exterioare și la mesajele pe care le primiți de la înger în această construcție. Da? Sunteți pe calea cea bună în această reconstrucție a voastră, unii dintre voi. Haideți să vedem. Aute, regele de monede pentru unii, dacă o fi un semn de pământ, voi știți, dar trecând peste acest semn de pământ și dorința de a comunica cu voi, să zicem, luna, după o perioadă de tăcere, de analiză, de hiperanaliză, eu aș mai spune și altfel, că îmi place să interpretez cărțile și energetic, nu o să ca personaje viitoare, actuale, trecute din viața voastră. Nevoia de a vă echilibra financiar, de a spune adevărul, și de a spune ce ați înțeles cu acest remit în această perioadă întunecată, sau această, acea perioadă întunecată prin care ați trecut unii dintre voi. Că a trecut, clar. Știm bine, da? Mai am este soarele Soare, luna, venus, sarcin, de nord, în rac. Septembrie 2021. central. 8 de monede, da, munciți, munciți cu sufletul vostru. În sufletul vostru e o muncă, o transformare, da, intensă. Intensă. Dar, poate că unii, pe lângă acest, această interpretare, în suflet aveți, aveți pe cineva care muncește. Eventual, țineți unii dintre voi că aveți soare, că aveți lună, da, puteți să aveți ascendent, orice. Unii dintre voi aveți în suflet un personaj pe care l-ați întâlnit la locul de muncă sau uh, vă doriți să munciți doriți să munci, munciți ceva, transformarea sufletului vostru ar fi frumos, pentru că este central. Doar să nu vă îndepărtați în această muncă, repet, de natura voastră sensibilă, creativă, poate că cineva în preajmă vă mai aduce aminte, că mai există și peisaj și muzică și dans în această perioadă în care vă munciți, și, vă munciți, dar am zis bine, vă munciți ca să vă mențineți echilibru și să vă conduceți viața. Ia uite, nouă de spade. 9 de spade, aici este 8 și 9, numere puternice. Dar nu de spade să fie stresul cuiva sau al vostru cum să vă transformați această viață? Vedem ce alte cărți mai vin. La rădăcina acestei cruci este 7 de monede. A trebuit să așteptați în această transformare ca să ajungeți la 8 acum, în acest punct central. Ați avut de așteptat șapte ani, șapte săptămâni, șapte luni, cel puțin, într-o chestiune, dar poate chiar mai mult, șapte ani. Ați trecut prin probleme financiare care v-au învățat să fiți precauți, v-au învățat cum să investiți corect, în cine să investiți corect ca și relație. Dacă ați avut relații care nu au mers sau care s-au destrămat, că vă și un nouă de spade, au fost tocmai ca să învățați în cine să investiți. Oho, în ultima vreme apare acest rege de spade. Să zic, am văzut și Eremitul, dorința e și fecioară, suntem în zodia fecioare, dorința de a analiza se manifestă într-un fel sau altul. Dar poate să fie și un semn de aer, evident. Dar trecând peste semne, că nu-mi place să rămân doar fixată pe semne și, pe și, nici pe zodii, pentru că poate să fie ascendentul cuiva sau mercur și lună da? al unei persoane și atunci se manifestă ca un personaj foarte rațional este și o latura voastră mai ales cei care sunteți născuți până pe 15 iulie iunie, pardon unii dintre voi aveți așa o latură rațională care în ultima vreme datorită acestor așteptări a trebuit să se așteptare, precauție hiperanaliză, da? a trebuit să se manifeste în viitor aveți turnul... Interesant, ați văzut constructorul... Constructorul... Turnul, evenimente neașteptate... Am văzut și cavalerul de spade... Dar... Evenimentele acestea neașteptate... Cred eu că va aduc... Vă aduc reconstrucția... Vedem, o să și clarificăm... Șapte, alți șapte... Șapte de băte în prezent... Iar sunteți precauți că așa ați învățat... Pentru că suferința v-a făcut să fiți precauți. e tipic zodiei racului și nu neapărat a zodiei Că pot să fiu eu în orice zodie sunt da? și să am acolo o planete în rac și mă fac mai precaută sau sau în casa patra sau, sau diferite aspecte. Ideea este că lecția prin care ați trecut șapte pentru mine este Saturn, da? Lecțiile dure prin care ați trecut, dure pentru că e suferință, da? Și care vă transformă în continuare în sufletul, v-au făcut să fiți mai precauți. Nu invitați pe oricine sufletul vostru clar. Și e bine. E bine. Pentru că poate și racii cât ar, ar fi ei de precauți, au mai avut tendința să se îndrăgostească sau să creadă în prietenii sau să creadă în anumite colaborări sau în anumite joburi și au fost dezamăgiți. Zic și de pentru că sunt și bani, da? Și spade și au fost dezamăgiți, clar. Dar ce interesant, 9 și cu 1, 10, de acel 10 pe care l-am văzut mai devreme, se manifestă eliberarea de suferință printr-un soi de înțelepciune, zic eu. 7 iar numărul lui Saturn. Sfatul, ia uite, asta pe care am văzut-o mai devreme. Asta, ah, asta, cartea asta, îi mai zic numele? Da, moartea. Este un scorpion? Nu neapărat. Poate să fie casa 8, că tot avem casa 8 care reprezintă și banii, da? Bani, căsătorie, taxe. Aveți de plătit taxe, acum toate, au, toate prețurile au crescut, trebuie să. Dar avantajul vostru celor care ați trecut deja prin suferința al nostru, nu doar al vostru, este că suntem pregătiți pentru orice eveniment neașteptat, că e financiar, că e Babilonul care pică, dragii mei, și știu ce zic când spun ce zic. Spun, da? Uh, orice ar fi eveniment neașteptat, în principiu, sunteți trecuți prin viață și ați învățat, aici e partea bună la șapte de, de băte. Ați învățat să fiți precauți, să vă construiți niște granițe. Granițele sunt mai importante decât acest turn, da? Construcția în sine. Terenul. Cum este păzit acel teren este mai important, da? Acum sfatul este, o să clarificăm. Dar, evident, prin optul pe care l aveți central, că treceți în continuare, pentru că transformările durează, nu se întâmplă o lună, o săptămână, da? Poate să fie ani de zile, mai ales dacă e o lecție saturniană, șapte ani, cum am zis mai devreme. Sunt lucruri intense prin care treceți. Vă schimbați casa, vă schimbați jobul, Da? Vine cineva cu vești, faine, rămâne de văzut. În exterior aveți un nou de monede. Un personaj independent care vă influențează. Deocamdată, cărțile arată bine. nouă de monede este. Nu obligatoriu să fie semn de pământ. Dacă voi vreți ca și semn de apă să vă gândiți la un semn de pământ sau... Nu e obligatoriu. E o persoană pământeană și aeriană în același timp, pentru că este unul Este un personaj pentru mine nou, e nou, e numărul lui Jupiter, un personaj care se extinde, de la care învățați cum să transformați, să alchimizați, dar suferința aici puteți să fiți voi, suferinți, da? și altcineva care vă învață, vă inspiră, că nouă de monede de inspirație exterioară. Și avem iar fluturi. Vă învață cum să gândiți pozitiv, cum să manifestați, să munciți opt, da? ca să ajungeți la nouă și să ieșiți din suferință. Și să vă folosiți acest mental, da? e un uliu aici, acest, pentru mine ului acesta reprezintă uh, aspecte care țin de rațiune și de gândire înaltă. Cum să ieșiți din colivia vechi și să vă construiți o altfel de colivie, eventual, într-o lume nouă. Ce frumos ar fi pentru cine vrea să înțeleagă, da? De ce vă este teamă de patru de spade? Pentru că aveți aici, este provocarea nouă, poate de o boală, poate de probleme de sănătate, poate aveți probleme cu spatele, cu uh, burtica. Dar, de ce vă este teamă? de stagnare într-un fel sau altul, de prea multă hiperanaliză, de prea, aici chiar am zis, de prea multă analiză, de prea multă analiză, prea multă meditație, ați vrea eventual să treceți la acțiune, dar, repet, acționați cu grijă. Și e bine, e bine, zic eu. Dacă voi ziceți altfel, e alegerea voastră. Ce vă doriți? Șapte de cupe. Să aveți mai multe opțiuni eventual. Iar șapte, după cum vedeți, aveți șapte, 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 poate iar și nouă și nouă. 9, 9 ar fi 8 cu... bine, nu-i 13, e ca asta 8-a scorpionului sau 8-a zodie uh, iar 8, 8, 7, 7 7, 9, deci numere intense, care țin de creștere spirituală, de transformare și de expansiune dar ce vă doriți să repet să aveți mai multe opțiuni poate unii dintre voi cu acest scorpion aici nu neapărat scorpion, poate să fie oricine dar are planeta acolo sau ascendent, dacă ar fi un personaj, ar fi un personaj intens. Mm. Și să aveți tendința să visați. Mm. Mm. Eu tot tin să cred că acești șapte decupe în acest moment reprezintă nu visarea, pentru că nu mi se pare că sunteți prea visători. Vă doriți să aveți mai multe opțiuni. Pentru că ați așteptat aici, se vede așteptarea, grijile, precauția, dorința de a munci într-adevăr, de a vă transforma. Da? Dar vreți un pic mai multe opțiuni Să aveți de unde alege În această transformare și reconstrucție Ce reușiți să faceți, marele preot? Zic eu Reușiți să vă păstrați credința Și asta e minunat Sau să schimbați ceva Sper, pentru că amândouă sunt cărți interse, Scorpionul iar ține de credință De transformare Să schimbați ceva În felul în care Vă conectați la spiritualitate să vă găsiți o oareșcare stabilitate. Deși cu turnul viitor, eu, eu cred, eu cred cu aceste șapte, șapte, șapte cărți care sunt foarte spirituale uh, și nouă, nouă de, de monede pentru mine este, iar foarte spiritual și moartea este, da? cred că vă reconstruiți cu turnul uh, viziunea vis-a-vis -vis de tradiție, de familie și de credință. Poate mai adăuga ceva la acești șapte de cupe. Dacă aveți posibilitatea să meditați, deși în poziția fricilor. În fine, Uite, marea preot, Marele preot și marea preoteasă, interesant. Eu tind să cred, dacă voi vreți să mă contraziceți și la alegerea voastră, timp să cred că aveți o, o, o transformare la, la nivel spiritual. Pentru unii dintre voi poate blocați sau sunteți puși în situația să alegeți între voi, lună și un personaj care a fost mai secretos. Un personaj eventual prea tradițional pentru unii, poate cineva din familie, neapărat soț soție, poate să fie membru al familiei care are niște secrete. Da, vi în viitor, da, în viitor o să... În viitor o să vină cineva, cavalerul de spade, iar regele de monede. Nu e obligatoriu să fie nici aer, nici pământ, dar probabil că o să auziți, poate chiar vă întâlniți, voi lunaticilor, nu sunteți lunatici, evident, așa v-am valint eu acum, o să vă întâlniți cu cineva posibil semn de foc, de, nu de foc, de, de pământ, dar care simte pasiune pentru voi. Pe mine și cred că nici pe voi nu vă interesează atât de mult pasiunea, cred că vă interesează mai mult stabilitatea. Acel cavaler de, de spade ar putea să reprezinte turnul, evenimentul neașteptat, dar o să clarific, o să clarific. La capătul setului de cărți aveți acest în început. Da. Asul de monedă. Dar din experiență, bazați-vă pe ceea ce știți să faceți voi, nu pe promisiunile altora. În spate aveți un 10 de băte responsabilități, epuizare, da. 4 de, de, de monede, diavolul, ori obsesiile financiare ale cuiva, ori grijile, problemele. Ia uite, ați avut pe cineva care v-a mințit, obligatoriu să fie capricorn. Știi că pentru unii poate să fie capricorn, dar poate să fie și balanță, da? Poate să fie și un alt semn de aer, că am văzut pentru unii, alt semn de pământ, taur, neapărat capricorn, fecioară, dacă vreți să mă fixez pe zodii. Dar mie nu -mi place să mă fixez pe zodii. În spate, înainte să începeți acest as de monede, lăsați o situație în care v-ați consumat, care v-a pus eventual pe unii la pat, nouă de spade. Pentru că cineva n-a știut să se deschidă, pentru că cineva eventual era ori foarte vicios, ori foarte mincinos, ori uh, irresponsabil, da? care n-a -a fost corect. A fost o întâlnire karmică în viața voastră, dar care nu a adus, putea să aducă adevărul, dar nu a adus. Și justiția în acest context înseamnă karmă. Eu așa o simt ca pe karmă, ca pe o chestiune care ține de dreptate. În fine, deci, un început există, clar. Dar eu zic că începutul acesta se manifestă la nivel personal. Dacă va veni ceva la un moment dat... Însă, cu marea preotase și Male preot, eu zic să vă concentrez și șapte de cupe în poziția dorințelor. Da, vreți opțiuni, dar ca să le vedeți, poate că ar trebui să fiți un pic mai... Unii dintre voi să ieșiți din grijă că aici e provocarea nu de spade, să ieșiți din griji și să vă lăsați un pic influențați de divinitate, să mai aveți, că aici este frica. Unii dintre voi, eu știu clar că sunt mulți care sunt foarte agitați, v-am zis, până, care sunt până în 15 iunie, sunt mult mai mental și agitați, nervoși, da? Tot timpul pe fugă și în acțiune. Și aici este frica de a sta pe loc. Ar trebui unii dintre voi să meditați ca să primiți niște informații de la divinitate. Marea preotase și mare preot. Exact șapte de cupe. Da? Mai visați un pic, mai meditați unii dintre voi. Dar în sensul bun, adică aceste visuri sau uh, informații pe care le puteți primi, se pot concretiza în material și acest personaj din viața voastră, influență exterioară, chiar dacă la, la clarificări se schimbă, mesajul rămâne valabil. Acest personaj, un personaj vă poate ajuta sau vă inspiră cum să materializați, cum să puneți în realitate toate aceste uh, informații care țin de eter, de emoție, de subtil. Hai să și clarificăm. Clarificăm, te rog frumos, pentru raci. 8 de monede centrală. 8 de monede. Pentru unii poate un rac, va, nu, un RAC, un TAUR va bloca din cauza unor chestiuni secrete, că am văzut doi de, de spade. dar nu ne mai batem în capul, nu vă bateți capul nici voi, nici ei. Hai să vedem ce faceți voi cu viața voastră. 8 de monede central pentru RACI. De cupe. Vă doriți o colaborare, unii dintre voi, clar, poate cum un semn de pământ, sau vă doriți un suflet pereche care să muncească împreună cu voi, amândoi să munciți la fel de intens și să creșteți, să ajungeți la, eu știu, acest mare preot, în fine, la o relație stabilă. Da, să concepeți ceva. că e colaborare, că este prietenie, că este... Un suflet perechi. Că suflete perechi nu trebuie să fie și iubița, da? Pot să fie oameni, colaboratori, prieteni, da? Vreți să vă schimbați energia și să concepeți ceva, să aveți împreună cu cineva, pentru că vă dați seama că singur este greu. Aici este. Da, există un personaj singur care vă influențează, singură, da? Dar chiar și acest personaj are în spate o colivie, adică își dorește, totuși, într-un final, o pereche puternică. Înțelegeți, da? Sper. Ori un suflet pereche vrea să muncească cu voi. Veți trăi și veți vedea. Fiți relaxați în uh, felul în care se manifestă informația pe care o auziți. Clarificăm nouă de spade, te rog frumos. Nouă de spade. Ca și provocare. Ce este aici? Ha. Regina de, de foc, dar invers. Unii dintre voi nu aveți încredere. Regina de foc are multă încredere și creativitate. Unii dintre voi nu aveți încredere ori în creativitatea voastră, ori în ceva. În sexapilul vostru, ori în ceva. Magia. Magia voastră. Nu aveți încredere. Aici că e nouă de spade. Vă stresați prea mult, reacționați prea mult niște lucruri care țin de magie, de încredere, de, de atractivitate. De, de, Pentru unii, într-adevăr, poate să fie și un personaj gelos, gelos, geloasă care vă stresează, nu pentru toată lumea. La capătul setului de cărți împărăteasă. Și soarele. aceste lucruri nu se manifestă. Puterea și împăratul. Ia uite, împărată, împăratul și împărăteasa, da? Soarele și puterea. Aici, stresul în care sunteți nu poate să manifeste acest cupru divin. Și rămâneți eventual într-o altă dimensiune cu marele preot și marea preoteasă. Legătura spirituală cu sufletul pereche există. Dar ca să se materializeze, trebuie aici. Aici este problemuța. Trebuie să renunțați la stres. Și e greu. Dacă nu faceți meditație și curățații, Curățări energetice e greu. Mai ales pentru cei care au această tensiune mentală și știu despre cine vorbesc, da? Clarificăm șapte de monede în trecut, frumos, pentru RAC. Clarificăm șapte de monede în trecut pentru RAC. Oops. Lumea! O situație peste hotare! Peste hotare! Poate ați avut o, o relație online cu cineva care încă nu s-a încheiat, a, a venit lumea invers, dar nu, nu s-a încheiat, a stat în așteptare din cauza multor probleme. Încăpățânări, adicții, orgolii, eu știu ce câte au mai fost și anul trecut, restricții, câte ori fi. da. Ideea este că nu s-a încheiat această lecție, pentru că acel personaj are o lecție și voi împreună aveți o lecție de învățat, voi doi. Acum pentru alții, v-ați dus eventual peste hotare să câștigați bani și uite, ați rămas așa într-un șapte. Lecția aceasta trebuie transformată, trebuie să ajungeți la 8, trebuie să vă găsiți colaboratorii. Ce, ce acel ceva, acele opțiuni, acea cupă care vă, vă ajută să treceți de 7 și să intrați în 8 în 9. Adică, în transformare și în independență, unii dintre voi nu ați făcut suficienți bani cel puțin în ultimii ani. Da? au uite, șase de monede. Vocea, justiția. E un contract, sunt niște contracte. Sunt niște contracte. Vocea, cu, vocea și șase de justiția și șase de monede, pentru că eu știu ce cărți am pus aici, unii dintre voi nu știți să vă folosiți vocea ca să manifestați. E și aici o arătă. Dacă rostiți anumite cuvinte, va anulați orice manifestare. Da. Și vă spun ca și manifestor. Sunt manifestor și manifestorii știu să-și folosească vocea. În fine, nu toată lumea este manifestor, dar cu răbdare se poate învăța și lecția aceasta a manifestării. Acum, regele de spade în ultima vreme. Regele de spade în ultima vreme. Poate că unii dintre voi v-ați răcit din cauza așteptărilor, dar lexele respective vă învățat trepe să fiți mai rațional. Deși racii sunt destul de rațional, zic eu. Mai puțin emoțional. Foarte rar am văzut raci emoționali. Nu că n-ar avea potențial, dar, ia uite, îndrăgostiții. Pentru unii poate să fie un geamă sau cineva cu marcaș puternic în zodia gemenilor. Pentru alții, aici este, trebuie să, în ultima vreme, ați fost puși în situația în care să meditați la această dragoste, suflete perechi, da? Uh, care pentru unii încă n-a venit. Încă n-a venit, este nemanifestată. Dar apare turnul. Interesant. Turnul apare și în viitor. Va veni că nu vă așteptați voi. Că nu vă așteptați. Cu cât stați mai mult și vă gândiți, cu atât... Voi concentrați-vă pe transformarea voastră ca să apare și sufletul respectiv, perechea respectivă. Clarificăm șapte de băte în prezent. Ups, ui ce a sărit. Șapte de bute, șase de monede. Aici este. Fiți precauți și păstrați-vă echilibru Financiar. Rămâneți, dragii mei, chiar dacă sunteți precauți, rămâneți generoși, șase de, șase de monede arată și o persoană generoasă. Rămâneți generoși, rămâneți în acest. Pisul uh, pentru mine șase este număr venusian. Rămâneți în uh, compasiune și înțelegere. Față de cei care au probleme, pentru că ați trecut și voi, dar nu vă închideți sufletul, aveți grijă, da? Deci, șase, totuși, e un număr ech cu echilibru. La capătul setului. Iar vocea și justiția. Ascultați-vă vocea interioară, da? Rămâneți în dreptate. Nu, nu vă închideți mai mult decât e cazul. Din cauza așteptărilor, problemelor, suferinților, da? Geloziei altora, da? Sunt multe motive pentru care oamenii se pot închide. Da? Aș mai vrea totuși o carte. Pentru unii e posibil ceva la locul de muncă să se întâmple. 10. Mm, Dar tot pe orizontal. 10 de, mo de monede. Tot monede. Tot monede. Aici. Bani, bani, bani. Pentru unii e posibil să. Să întâlniți la locul de muncă, ori voi să fiți căsătoriți, ori ei să fie căsătoriți pentru că influență cineva independent, da? da? Și să fiți puși într-un... în situația în care să alegeți. Ce să alegeți? Dragostea sau tradiția? Asta e, dragostea sau tradiția? Unii, nu toată lumea, depinde ce aspect aveți. Regele de monede la capătul setului de cărți și 10 de bâte, da. Aici este stabilitatea financiară. Sau? Un personaj care vă echilibrează. Taiciu. În fine, pentru unii. Rămâne să vedeți, nu pentru toată lumea. Vedeți la care se manifestă acest mesaj. Dar revin. Dacă ați trecut prin suferință, rămâneți în echilibru. Răsuciți, această carte în poziție normală. Da? Nu fiți gărciți, rămâneți darnici. Unii dintre voi ca să se manifeste 10 de monede. Da? Interesant că la acest 10 de monede este și un as. Într-un fel sau altul, așa am creat cartea. Da? Asul care re se regăsește și la capătul setului de cărți. Puteți să manifestați acest azi dacă rămâneți în echilibru, în eleganță, în compasiune, cu granițe personale, dar nu cu sufletul închis. Am zis, unii sunteți puși să alegeți între o nouă relație și o relație veche. Nu toți. Depinde ce aspect aveți. Și e greu. Mai ales când viața te învață să fii defensiv. Și ce își deschid destul de greu sufletul. Da. Um, clarifică moartea. Poziția sfatului care e foarte importantă. Poziția sfatului moartea. Pentru raci, soarele nu veni să aștepte de noapte în rac. Clarifica ne, te rugăm. Energia divină clarifica ne moartea. Moartea, ca și sfat. Ce este acest număr 13? clarifică moartea pentru ranci și răcușoare, ha. Te rugăm. Dă-ne un sfat mai detailat. Moartea. că adică am pentru răcușor. Și răcușor. așa. Cinci de cupe. Hmm. Ați pierdut pe cineva. Cinci de cupe clară și în poziție normală. Cinci de cupe regrete. Plângeți. Unii dintre voi plângeți uh, o pierdere. Iar apare regele de mune de mai să fie ce mă enervează. 10 de bâte și tai ce și energia și luna. Nu, luna. Luna sunteți voi și visul. Visul care e aici. Ați visat la cineva, măi, dragii mei. Măi, dragii mei, ați visat la cineva. Încă mai aveți tendința să visați la acest personaj. Ori s-a încheiat relația, dar eu nu cred că vi se... sunteți sfătuiți să stați în această energie mai de carte. 5 de cupe, te rog frumos, clarificăm. 5 de, de cupe și moartea ca și sfat. Nu, de regina de pământ. Capricorn pentru unii, dar e invers. O personaj foarte materialist pentru unii dintre voi. Ori ei vă plâng, ori voi îi plâng. Nu cre Sincer, nu cred că sunteți sfătuiți. să mergeți către cineva care nu este echilibrat. Carta a venit invers în sensul ăsta. Asta vreau să spun. Oricine ar fi, nu mă interesează Zodia pe mine. Voi știți dacă vă interesează Zodia. Dar regina de, de, de pământ, care uneori reprezintă Capricornul, dar nu mereu, este un personaj creativ, apropo de creativ, care face bani. Este un personaj cu multe calități. Pe, pe mine mă fascinează regina de, de monede care manifestă, care pune în realitate. Și este și generoasă, este fertilă, este abundentă. Faptul că a venit invers și e generoasă, nu e, nu e într-o energie statică, așa cum sunt regii, da? Reginele mi se par mai active și mai dinamice decât regii. Însă, adică reprezintă semn cardinal. Faptul că a venit invers. Hmm. dacă încă plângeți, dacă încă mai plângeți, cine de cupe, regretați, mai aveți ceva în suflet. Pentru un personaj care a fost, personaj care a fost foarte materialist, pentru că e cartea invers, da? nu exprimă generozitatea tipică reginei de pământ, este invers. Nu mă interesează, repet, nu mă interesează zodiile, oricine poate fi. Dacă plângeți după acest personaj, fa trebuie să se încheiați. Pentru că aveți o transformare, aveți de manifestat ceva mult mai important, da? Altceva, eventual. Că va fi cu ei, la un moment dat, veți trăi și veți vedea, dar deocamdată concentrați-vă aici pe transformarea voastră. Hm. Cinci de cupe. Regretele, știți? Și regina de... Eventual, dacă ei vin cu regrete înspre voi, acceptați doar dacă sunt transformați doar dacă sunt transformați. Pentru că cinci înseamnă schimbare, moartea înseamnă transformare radicală, doar dacă... Dar faptul că au venit totuși, a venit regina de, de pământ, a venit invers, am senzația că încă nu s-au transformat. Da? Trebuie să vină în această poziție ca să reprezinte stabilitate în viața voastră. Deci, repet, dacă acest personaj care va a creat, un personaj, nu mă refer la Zoli, un personaj care a fost materialist sau n-a știut să-și folosească talerii, cum se cuvine, și v-a adus lacrimi și durere, dacă acest personaj vine transformat, da, primiți -i. Dar dacă este netransformat, concentrați-vă pe voi. La capătul setului de cărți, da, un soi de flowing sau, ia uite, iar regretele, mai, de cum au venit tocmai aici, regretele, luna, voi ați regretați? Spânzurat, e un soi de spânzuratul aici. Lăsați lucrurile să curgă, nu vă mai concentrați, nu știu, așa simt. Dragii mei, așa simt. Aș mai vrea o carte, hai mai dăm o carte totuși, ca să fie mai clar acest sfat. Dăm o carte. Pe ce ar trebui să se concentreze cap, uh, raci în această perioadă? Pe ce ar trebui să se concentreze raci în această perioadă spart pe ce ar trebui să se concentreze da, în această perioadă. Ups, ia uite, asul de bute, încă ne manifestat uh, revitalizarea voastră, faptul că a venit invers, ia uite, concep concepția despre care am vorbit mai devreme, conceperea, da? conceperea, uite, nouă de cupe, aici este, pe dragoste față de voi, Revitalizarea, că ați avut probleme de sănătate, unii dintre voi nu se manifestă pentru că a stat în această energie negativă, am spus mai devreme, da? Unii dintre voi v-ați pierdut încrederea. Nou de spade, dați în urmă, regina de, de bâte. invers. A, e ușor să zici, da, nu, că am încredere. Mă, nu e, nu e din zis. Nu, trebuie să se și simtă. Aici, ăsta este adevăratul, adică sfatul ăsta se referă, transformarea, asta este. Asul de băte plutește în aer, începutul plutește în aer. Pentru unii încă nu s-a manifestat, pentru că încă nu vă iubiți suficient, dar uite, se vede ce la regina de, de băte, invers, nu aveți suficientă încredere în voi, încă mai aveți poate niște probleme de sănătate și trebuie să vă concentrați pe sănătatea voastră. Da, nu mi dintre voi. Să aveți viziune. Să aveți o viziune, nu aveți viziune exactă, ca lumea, clară despre fericire. Da? Și despre cum înseamnă un cuplu creativ, fericit. Unii dintre voi. Și majoritatea nu avem viziune. Hai să fim serioși. Dacă ziceți, nu, nu că știu ce vreau, nu, nu. mă cam îndoiesc. Până nu trecem prin niște buie, prin niște experiențe dure, nu învățăm exact ce, -a, ce vrem. 9 de monede exterior. 9 de monede exterior, te rog frumos, clarificăm 9 de monede exterior. O persoană independentă vă influențează. Să sperăm că e influență bună. Deocamdată cartea arată bine. Hai să vedem cu clarificări cum va arăta. 9 de monede, influență exterioară pentru raci. Și repet, nu mă fixez pe zorii, ci pe ce reprezintă cartea. 9 de monede. Oh, sunt prea multe, Dragile mele. Prea multe, 9 de monede. Două acceptabile. Două. Uite, 4 de monede. Iar monede. Domeni. Iar monede. 9 de spade. Pentru unii, posibil să fie cu 9 de spade să fie acest personaj care nu are încredere, dar totuși. Mm. Mm. Lăsați-mă un pic să simt. Cu nouă de spade și aici și aici ca provocare, cred că e vorba de același personaj. Ar putea să fie chiar și cel despre care am vorbit mai devreme. Pentru că am văzut regrete, da? lacrimi, soi de moarte a unei relații, ca să se transforme. Nouă de spade. Patru de monede. Pentru unii, simt că acest personaj care are influență exterioară poate să aibă probleme acasă. Acest stres. Uf. Wow! Acest personaj Uf, nici nu mă așteptam să vină mesajul așa. Deci, inițial am, am simțit că are probleme acasă deși personajul în sine are potențial foarte frumos. 9 și 9. Dar în spatele acestei imagini publice care nu simt musai că e falsă, nu. Și aș vrea să, 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 țineți cont că nu zic că e falsă. Dar zic, personajul acesta inspiră. Personajul acesta a reușit să, să se transforme în pofida unor greutăți mari pe care le are acasă. Patru de monede și nouă de spade. Și dacă se referă, voi știți, vedeți ce conexiuni faceți. Dacă acest nou de spade și regina de, de cupe se referă la, acest, la același personaj, probabil care are preajmă niște oameni sau cel puțin un alt nu știu, personaj foarte gelos. Posibil pentru unii să fie sufletul vostru pereche. Da? Nu pentru toată lumea. Poate e un prieten, o prietenă. O influență exterioară. Da? Și aceste cărți, ca și clarificări, vă ajută să înțelegeți exact despre cine e vorba. Acest nou de monede. Mie îmi place cartea asta nouă de monede. Chiar îmi place. Ia uite. Tot viziune, 10 tot de cupe. Și 3 de monede. Da, nu știu. Eu așa simt. Regina de spade, 10 de spade. Acest... Nu, chiar simt că e un personaj care inspiră, pentru că simt că are viziune despre fericirea sa și vrea să-și o construiască trei de monede. Clar, acest personaj. Vrea să lasă în spate 10 de spade, regina de spade, da? A fost vulnerabil cu cineva cu care nu a meritat să fie vulnerabil. Și, și s-a ales cu niște răni. Cu acest personaj a fost vulnerabil. Regina de, 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 de foc invers poate să se manifeste ca o regină de spade care spune, dar bine, spune, pentru că a rănit. Se vede cu 10 de spade. Dacă nu era 10 de spade, n-ar fi rănit, da? Înțelegeți mesajele? Vedeți uh, unde vă găsiți acest, acest personaj în viața voastră. Totuși, eu cred că aici este lecția. Și ceea ce poate să transmită acest personaj în viața voastră, că eu simt că e o influență bună, totuși. de zic, personajul acesta a reușit să treacă peste suferințe, și dacă voi aveți niște suferințe, vă poate inspira. Acum, hai mai, ia, mai dăm o carte pentru acest nod foarte complex. Așa simt eu, nu știu cum o simțiți voi. Etalarea. Wow. Emoții. Iar patru. asul de... Acest personaj a găsit adevărul. Da? Un personaj foarte sensibil de altfel, cu care rezonați. Repet, doi de cupe poate să fie și o prietenie. Nu neapărat iubire, dragii mei. Nu neapărat iubire. Dar, tot așa, patru de spade. Și invocare. Eventual, Da. În acest patru de monede, patru de spade, nouă de spade, adică suferință acasă, probleme, discuții, acest personaj, de -aia eu zic că e fain, nu știu, găsiți-l, găsiți-l că există și dacă există, țineți-l aproape de sufletul vostru, că vă ajută în transformarea voastră. Acest personaj, foarte sensibil de altfel, de a zic, puteți să fiți suflete perec, pentru că sunt elemente care țin de emoții. Voi doi vă înțelegeți. Bărbat, femeie, nu contează. Două femei, doi bărbați, dar nu contează ce sunteți. Vă înțelegeți din punct de vedere emoțional. Poate au planete, trigoane, conjuncții cu luna voastră sau invers, da? Acest personaj vă înțelege și a trecut prin suferință și și-a și -a atras oarecum o, o nouă lume și-a atras o nouă lume. Faptul că e un as de spade aici, zic că și-a găsit adevărul. Într-un fel sau altul, într-o formulă. E totuși un, un personaj care inspiră. N-am cum să ne chestiunea asta. Eu așa am simțit-o și așa o, așa o interpretez în continuare. Dacă e bărbat, care vă place, țineți cont că acest bărbat, ca Doamnelor. Dacă vreți să vă gândiți la el, pentru că vă totuși o rege de monede și o regină de, de cupe, uh, a trecut prin multe conflicte și prin multe probleme ca să înțeleagă exact conexiunea dintre voi și ei. Am zis-o și pe aceasta, am dat și acest mesaj. Mergem mai departe, patru de spade. Mamă, dar multă suferință am simțit la ultimele două cărți. Multe, mai. la astea două mai mult decât la toate celelalte. No, uh, patru de spade, vă rog frumos. Patru de spade pentru raci. De ce le teamă De patru de spade. Aici este de meditație asta, în care trebuie, trebuie, da. Este turnul. Turnul. Așteptați ca un eveniment neașteptat să se întâmple. Așteptați neașteptatul. Da? Pe de-o parte, vă este teamă că nu știți cum veți reacționa. Turmă. Iar pământ, iar temperanță. Mai dăm o carte pentru acest turmă. Da, unii dintre voi oarecum sunteți. Pentru că ați trecut prin suferință, nu mai vreți lucruri neașteptate, vreți ca lucrurile să le puteți anticipa. Ce se întâmplă în viața voastră să puteți anticipa. turn reprezintă o separare, o injustiție care s-a făcut într-un fel sau altul, vă și semn de aer care nu este în poziția lui cea mai bună. Pentru unii, marcajul de semn de aer l-am văzut și în, în ultima vreme, da? Gemen, balanță vărsător. Dar e o situație care. Este o nedreptate care s-a făcut. Și pentru ca să trecut prin această nedreptate. Vă este teamă să mai treceți? Repet, oarecum povestea revine tot aici, la această precauție. Dar dați în urmă și reascultați la această poziție. Rămâneți generoși, rămâneți deschiși. Eventual, inspirați-vă de la cei care au trecut tot așa prin suferințe, care și-au rămas deschiși. Da, dar mulțumesc, Doamne! Eu așa simt mesajul. Acest personaj a rămas deschis, dar concentrat pe conexiunile superioare. Da, aveți, Mare Preu și Marea Preoteasă poate să fie o prietenie în, în 5D, da? Subtilă, o legătură spirituală cu cineva care vă crește. Da? Trecând peste mesajul acestea banale care mai pot veni, aceasta clar arată o legătură sufletească profundă între voi și cineva care vă ajută să crește spiritual. Și văd aici. Eu așa văd, dragii mei. Așa văd. Șapte de cupe, rog frumos. Șapte de cupe. Poziția dorințelor pentru raci. Dacă, doamnelor, vreți să nu să vă gândiți la un bărbat, este alegerea voastră, nu zic, nu să că nu e posibil, dar nu exclude și prietenile cu doamne, da? Doamnă, doamnă, care poate, nu, prietenie de suflet, nu interpretați altceva, da? Nu sunt pentru legăturile homosexuale. Eu personal nu sunt, nu le promovez. Eu acum vorbesc despre o prietenie sau o legătură spirituală, amiciție, poate chiar profesor, elev, ceva de ce nu ăsta. Între voi și cineva care vă poate învăța cum să vă ridicați. Un profesor, pentru că male preot e profesor spiritual pentru unii. În acest context, îl atrageți profesorul spiritual. Ia uite, asul de monede, trei de spade, Aici este. Vreți să aveți opțiuni și opțiunea cea mai importantă este să vă eliberați de 9 de spade care le-am văzut, 3 de spade, dar rănile care sunt și să manifestați un nou început, da? să vă construiți, cum am zis mai devreme, să vă construiți, să fiți constructorii vieții voastre, să vă conduceți viața, eventual, după alte principii, să renunțați la contracte, ca aici înseamnă și contracte, să renunțați la ceva epuizat, să începeți ceva nou. Iar asul de monede, da? Asta vă doriți, asul de monede. Dacă cineva visează la voi, după ce v răniți sau după ce v-ați rănit, e posibil, dar mă știți. Cei care mă știți, mă știți, da? Nu prea îmi place să mă fixez doar pe acest mesaj. Eu zic că vă doriți, așa simt, că vă doriți să vă eliberează acea suferință și știu că trece greu. Când cineva zice că într-o lună de zile s-a vindecat sau chiar în câteva luni de o decepție mare, eu nu cred. Eu nu-i cred. Da? E doar impresia că s-au vindecat. E o păcăleală. Da? Vă doriți? A, și a venit în poziție normală asul de monede și e bine. E bine. Dar aici este. Aveți pe cineva care vă ajută cum să manifestați cum să vă atrageți abundență, stabilitate, alte opțiuni? Eu așa zic. Un personaj care vă simte, da? Uf, oh, ce căți! Uite visul. visuri. Interesant, da? Cum s-a opit la vis pentru că aveți aici visul, da? Visați eventual, învățați să manifestați astfel de monede, înseamnă manifestare, dragii mei, sper să înțeleagă cineva. Adică sunt convinsă că sunteți unii care înțelegeți, da? Toate aceste mesaje. Nu așteptați numai mesaje simpliste. Visați. Apropo de creație. Aici este provocarea, vedeți? Ca să vă conduce să fiți conducătorii vieții voastre și să vă reconstruiți viața, trebuie să o manifestați pe pânză. Vă vorbesc ca și pictor. Și știu ce zic. Acum, că nu să face toți pictură, da? Puteți să faceți fotografie, puteți să vă faceți colaj. Știți? Dacă nu știți, vă zic. Uh, trebuie să vă puneți undeva în ordine ce vreți voi să atrageți. Așa, pe scurt, apropo de inspirație. Că și eu am trecut și știu ce zic. Wow! Pentru alții, într-adevăr, un semn de pământ visează la voi, la un nou început, sau semn de aer, vreți, sau apă, sau ce vreți voi să fie. Cineva visează și voi încă simțiți legătura. Mm. Dar mi se pare că am simplist uh, interpretarea. Clarificăm turnul. Uf! Uh. 10 de bute. 10 de bute pe care l-am văzut aici. Este. Aici este. 10 de bute. Eliberarea de această apăsare, de acest consum de energie. Și pe asta îl mai iau. Este heute, Este regele de monede, dar iar în poziție invers, cum a venit și aici a venit aici regina de monede invers. Eliberați-vă de oamenii care vă dezechilibrează. Și nu repet, când zic monede, nu mă refer musa la semne de pământ. Oameni care nu au echilibru. Și nu zic musa ai banii. N-au ajuns la o recunoaștere profesională. Dau cu bani în stânga și în dreapta, dar nu au stabilitate. Pentru că regele de monede e profesor. Aici este. Vă eliberați de falsi profesori, falsi oameni care au bani și stabilitate și vă găsiți un alt profesor spiritual pentru unii, chiar dacă nu vă place mesajul ăsta, e frumos, ar fi să-l și aplicați. Uite, ea s-a oprit la 8. Iar Marea Preoteasă, da? munciți pentru construcția voastră, cineva vă poate inspira. Aveți viziune, iar cu se repetă mesajul, Marea Preoteasă vă învață cum să aveți viziune despre fericirea voastră și cum să munciți la ea. Aici este Marea Preoteasă și Male Preot. Și aici este legătura spirituală dintre voi și cineva. Dragii mei, nu vă gândiți toți la căsătorie, că nu, nu, nu asta e important. În aceste vremuri este importantă creșterea noastră, da? Și să ne menținem stabilitatea, o stabilitate sănătoasă în aceste vremuri dezechilibrate. 5 de bâte și Ia uite, Regina de cupe invers. Cineva a fost manipulator emoțional. Deci trebuie să intuiți, Marea Preotea se intuiește. Deci Marele Preot a fost clarificat printre altele ca și așa mesaj terestru, să zic, pământean. Cinci de bâte și Regina de Cupe invers. Ori va creat vă, ori va dezechilibrat emoțional pe voi, Regina de Cupe, va dezechilibra din cauza conflictelor tradiționale, eu știu, cultură, contracte, chestii unde genul ăsta poate să se regăsească povestea în această poziție. Ia uite când am văzut 55 de minute. Ori va dezechilibra pe voi și trebuie să vă regăsiți intuiția și să învățați, cum să reînvățați, cum să manifestați lucruri sănătoase. Da? Ori pentru unii un personaj căsătorit sau un fals profesor, că aici apare regele de monede invers, va crea senzația de stabilitate, dar între timp va, va promis o stabilitate eventual și va dezechilibrat emoțional pentru unii. Dacă cineva vă promite căsătoria doamnelor, concentrați-vă pe căsătoria cealaltă spirituală, pe creșterea voastră, dragii mei. Acum, poate sunt eu prea serioasă, nu știu, și vă doriți altfel de, de mesaje, mai vesele. Asta sunt, acestea sunt cărțile, acesta este mesajul. Dragii mei, concentrați-vă, eliberați-vă, eliberați-vă de nebuni și concentrați-vă pe Cupa Voastră, acolo, înveți Cupa aceasta. Prințesa de Cupe. Hm. Poate că cine vrea, cineva ar putea să-și ceară scuze, dar. V-am zis, dintre toate cuvintele, sutele de cuvinte pe care le-am spus de când am început etalarea, important este să vă concentrați, să vă conduceți, să vă ascultați îngerii. Că da, e interesant, ar veni mare preujmarea preoteasă. Pe legătura spirituală dintre voi și cineva. Da? Căutați-vă motive sau personaje care vă inspiră și, cum să zic, personaje autentice care au trecut prin suferință. Nu vă luați profesori spiritual despre care nu știți uh, prin ce au trecut, da? Nu știți prin ce au trecut. Că sunt mulți profesori spirituali și sunt mulți oameni care promit stabilitatea și nu o manifestă. Și aduc destabilitate, de fapt, destabilizare, de fapt, emoțională și financiară. Acum, dragii mei, vedeți, aveți grijă cum manifestați plusurile din această etalare. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Ceau, cea?